Acum vreau să fie maximă atenție, pentru că va urma un scenariu, un teatru pentru copii deosebit, dar eu zic că și pentru maturi. Este o istorie cu privire la sărbătoarea de Crăciun. Cum oamenii primesc această sărbătoare și ce sărbătorim noi la această sărbătoare. Și vreau să fiți atenți la o întrebare care să vă pun eu la sfârșit, pentru că aici o să aflați răspunsul la această întrebare. Și la sfârșit va trebui să-mi dați răspuns. De aceea, haideți în aplauzele dumneavoastră să invităm echipa de teatru.